Hai să gătim supă rece o croșcă împreună cu lapmol. Tăiați ridichea cubulețe mici. În același fel procedăm și cu castravetele. Tocați ceapa verde. Separați albușul de călbănuș și tăiați cubulețe albușul. Feleați pieptul de pui prealabil fiert. Tocați mărunt mărarul împreună cu sare și piperul negru pentru a deschide aroma verdeții. Într-un bol adaugă călbenușul împreună cu muștarul. Adăugați mărarul, amestecați totul bine. Adăugăm și amestecăm apa gazată și desigur chefirul nostru. Adăugați restul ingredientelor, la dorință câteva cucuri de gheață. Mi-a ieșit o porție de supă, neapărat serviți-o rece. Poftă bună!